Venim cu informații în avans. Gală incendiară marca Casa Iubirii în data de 10 septembrie. Cine este câștigătorul cecului, dar și favoritul? În gala din data de 10 septembrie Casa Iubirii, favoritul și cel care va primi cecul de 5.000 de lei este concurentul cu numele Radu. Radu va fi din nou favorit în Casa Iubirii. Cine este eliminat în această duminică în data de 10 septembrie? Nu va fi nicio eliminare în această duminică, însă Cosmin va încerca să le îndupălece pe fete cu flori. Lui Cosmin îi va fi frică să nu fie la eliminare și va face tot ce îi stă în putere să rămână în Casa Iubirii. Cum credeți că vor reacționa fetele? Asta vă las surpriză să vedeți pe TV. Radu va fi extrem de nervos pe Cosmin, deoarece acesta va tot încerca să se dea la Cristina, iar Radu va exploda de gelozie. Concurenta Lorena va primi de la Laurențiu 101 trandafiri încercând să o treagă cumva, dar relația lor pe parcurs va tot scârții. Lasă un like și abonează-te! Despre concurentul Moise, venim cu detalii în premieră și informații noi. În data de 8 septembrie, Moise va fi descalificat definitiv și irevocabil din emisiunea Casa Iubirii. Producția decide în dreptul lui Moise că este cazul să părăsească Casa Iubirii pentru că cică au aflat abia acum ce fapte penale a făcut și că are și tentative de viol asupra unei tinere în care a făcut parte cu alți doi bărbați. Deja sunt foarte mulți concurenți care necesită să fie eliminați, însă se pare că sunt ținuți acolo parcă cu forța. Ceva nu este clar la mijloc, de ce staful îl dă afară abia acum, nu se face o căutare amănunțită, nu se cere un cazier înainte ca concurentul să pășească în Casa Iubirii. Totul pare desprins dintr-un film ireal sau staful bagă concurenți ca să aibă ce elimina, să îi poată păstra pe cei vechi. Lasă un like și abonează-te, o să revenim cu informații și noutăți de îndată ce primim. După intrarea lui Ionuț, un nou băiat a pășit în cadrul concursului televizat Casa Iubirii. Vă prezentăm noul concurent Casa Iubirii. Pe numele său Antonio. Anunț în exclusivitate, Antonio este jumătate italian și jumătate român. Noul concurent al emisiunii difuzate de Canal D este un tânăr de 20 de ani. Antonio este din Pitești. Acesta a dezvăluit mai multe detalii din viața lui și a mărturisit că a venit strict pentru o singură concurentă. Concurentul intră doar pentru Larisa din spusele sale. Odată intrat în casa fetelor, pentru a face cunoștință cu ele. Acestea au fost surprinse să-l revadă. În același timp, în casa băieților, concurenții făceau presupuneri în vederea fetei pentru care a venit tânărul din Pitești. Chiar dacă al doilea sezon al emisiunii difuzate de Canal D surprinde întâlniri romantice, noi relații și momente unice, acesta aduce și situații mai puțin plăcute între participanți, precum plecări neașteptate, conflicte și tensiuni. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi momente surprinzătoare, de întâlniri romantice, dar și de certuri aprige și răsturnări uluitoare de situație. Aflați ce concurent va părăsi emisiunea în ediția de mâine, 5 septembrie. Plecare neașteptată din Casa Iubirii, mă duc, ciao! Chiar dacă al doilea sezon al emisiunii difuzate de Canal D surprinde întâlniri romantice, noi relații și momente unice, acesta aduce și situații mai puțin plăcute între participanți, precum plecări neașteptate, conflicte și tensiuni. Marți, 5 septembrie, unul dintre concurenți își va lua rămas bun de la colegii din competiție. Se anunță surprize la Casa Iubirii. Laurențiu va pleca, iar în urma lui rămâne o atmosferă tensionată. Ce se întâmplă în Casa Iubirii din 5 septembrie, difuzată de la 10.00 și de la 16.30 la Canal D? În ediția de mâine, 5 septembrie, Laurențiu își va anunța plecarea, ceea ce îi derutează pe colegii lui. Laurențiu spune: mă duc, ciao! Radu spune: nu ne minți! Laurențiu spune: cum să vă mint dacă mi s-a dat voie? De asemenea, gestul concurentului o va afecta cel mai mult pe Lorena. Abia aștepta să plece, a spus Lorena despre Laurențiu. Starea inconfortabilă a Lorenei, provocată de plecarea lui Laurențiu, va fi remarcată și de către alți concurenți. Vezi că iar tremuri, i-a spus Cosmin Lorenei.
Lorena nu va încerca să-și nege atitudinea vis-a-vis de gestul lui Laurențiu, da, sunt un pic afectată. Ce se va întâmpla cu Laurențiu și Lorena poți afla în ediția de marți, 5 septembrie, de la 10:00 și 16:30 la Canal D. În gala eliminatorie de duminică, concurentul eliminat a fost Alexandru. Irina se afla într-o cunoaștere cu el și părea că lucrurile vor continua să se dezvolte, dar voturile colegilor ei au oprit această dezvoltare, în special votul prietenei ei, Lorena. Katinka este rănită de Cosmin. Irina este dezamăgită de ce a făcut Lorena în gală. Fiecare e pe cont propriu. Irina este dezamăgită de ce a făcut Lorena în gală, iar Katinka este rănită de Cosmin. Astăzi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Irina dă cărțile pe față după plecarea lui Alexandru. Azi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Irina va da cărțile pe față în privința Lorenei după eliminarea lui Alexandru. Katinka, de asemenea, ajunge la o concluzie dureroasă despre Cosmin. Pe mine m-au durut două lucruri, că s-a dus Alexandru și ceea ce a făcut Lorena, a declarat Irina. Concurenții o compătimesc pe Irina pentru că suferă, dar, în același timp, încearcă să-i arate faptul că locul în care se află este o competiție și fiecare joacă după propriile reguli pentru a se apăra. Eu când ajung în gală îmi dau seama că fiecare e pe cont propriu și este o competiție, a declarat Lorena. Nu știu dacă ea vede că a făcut ceva greșit, adică eu nu văd că o să vadă asta, a spus Irina. Nu doar Irina va vărsa în continuare lacrimi și astăzi. Katinka, de asemenea, ajunge la o concluzie dureroasă despre Cosmin. Nu sunt supărată pe el, sunt dezamăgită de el, a declarat Katinka. Laurențiu a vrut să afle motivul pentru care este dezamăgită de Ionuț, așa că a întrebat-o de ce se simte așa. Pentru că nici măcar în ultimă instanță, când eram în față și puteam să plec, el nu a putut să spună nimic despre mine și ce simte pentru mine și asta mi-a demonstrat faptul că eu, pentru el, nu reprezint nimic, a spus Katinka. După ce s-a supraîncărcat cu emoții negative și cu dezamăgire din cauza comportamentului afișat de Cosmin în gală, Katinka a decis să iasă în curte să-și verse lacrimile în liniște. Ce se întâmplă mai departe aflați astăzi, 4 septembrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele 10:00 și 16:30, doar la Canal D. A doua persoană care a votat un concurent spre eliminare este Lorena. La fel ca și Mihaela, partenera lui Laurențiu face o alegere care nu doar că șochează toți concurenții, ci îi și rănește sentimentele Irinei. Votul meu, cu părere de rău, va merge către Alexandru, a declarat Lorena. Atunci când Irina a auzit că Lorena l-a votat pe Alexandru spre eliminare, nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns, pentru că nu se aștepta la un asemenea gest având în vedere că sunt prietene foarte bune, iar Irina a consolat-o de fiecare dată pe Lorena atunci când avea probleme cu Laurențiu și plângea din cauza lui. Astăzi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, doi concurenți total neașteptați sunt nominalizați spre eliminare. Ce se întâmplă mai departe și cine va fi eliminat aflați astăzi, 3 septembrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele 16:00 și 19:00, doar la Canal D. Vor fi făcute în Casa Iubirii alegeri surprinzătoare pentru eliminare. Nu ratați noul episod de astăzi, 3 septembrie, de la orele 16:00 și 19:00, la Canal D. A doua nominalizare spre eliminare provoacă lacrimi în Casa Iubirii. Astăzi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, doi concurenți la care nimeni nu se aștepta să fie aleși sunt nominalizați spre eliminare. Alegeri surprinzătoare pentru eliminare vor fi făcute în Casa Iubirii. Astăzi, prima concurentă care alege un băiat spre eliminare este Mihaela. Aceasta a decis să ofere votul lui Laurențiu, din cauza comportamentului pe care acesta îl are față de Lorena, concurenta considerând că își bate joc de ea și de sentimentele ei. Îl votez pe Laurențiu, a declarat Mihaela. Andreea Mantea a fost foarte surprinsă de nominalizarea făcută de Mihaela, motiv pentru care a rugat-o să-și motiveze decizia de a-l vota pe Laurențiu spre eliminare. Se pare că Laurențiu s-a jucat un pic cu sentimentele Lorenei și s-a declarat îndrăgostit, a explicat Mihaela.
Surprins de alegerea și de declarațiile Mihaelei, Laurențiu are o reacție ironică la adresa ei, deoarece nu este deloc acord cu ceea ce aceasta afirmă. Ce emisiune vizionezi? A întrebat Laurențiu. Păi sunt aici în casă și văd, Laurențiu, a declarat Mihaela. Destul de rău. Înseamnă că nu vezi bine, a răspuns pe un ton ironic, Laurențiu.